Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Vă spun de la început, urmează o ediție specială. Invitatul meu este domnul Dorin Lețea, directorul general al Hidro Prahova. Mulțumesc, domnule director, pentru participare. Mulțumesc, domnule Bogdan Enache, pentru invitație. Dragi prieteni, Hidro Prahova a demarat ieri. Un proiect a început efectiv acolo, în teritoriu, acolo pe stradă, un proiect în valoare de 900 de milioane de euro. Este cel mai important proiect care a avut loc, care s-a desfășurat în județul Prahova după 1990, din punct de vedere valoric și nu numai. Acest proiect vizează alimentări cu apă și canalizare în județul Prahova. La finalul acestui proiect, cele mai multe localități din județ vor avea apă curentă, vor fi săpate și noi puțuri, vor avea și canalizare. Lucrurile de canalizare sunt cele mai importante. Vom vedea și reacția președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, în raport cu acest subiect, aici în exclusivitate. Spuneți-mă, rog, domnule director, administrați cel mai mare, cel mai important proiect din punct de vedere financiar care s-a desfășurat în istoria județului Prahova după 1990. La prima vedere, suma și la a doua este impresionantă. Impresionantă. Pe de altă parte, lucrările de canalizare sunt cele mai scumpe, cum spuneam un pic mai devreme. Dumneavoastră, cum priviți acest proiect? S-a început de la 600, dacă nu mă înșel, și ceva de milioane de euro, s-a ajuns după actualizare undeva la 900 de milioane de euro. Proiectul eu l-am preluat la o valoare de aproximativ 380-390 de milioane. În prima etapă, am ajuns cu el la 690 de milioane. Pe 690 de milioane este semnat și contractul de finanțare, iar cu ultimile actualizări pe care le avem în momentul de față în curs, probabil că vom ajunge undeva în jur de 870-900 de milioane. Actualizările în baza ordonanței 64. Este impresionant la prima vedere. Canalizarea costă mult. Cât de mult se poate face cu această sumă? Sau care este strategia? Din punct de vedere al evaluării, lucrurile stau în felul următor. Investiția maxim maximă pe care noi o putem atrage este de 2500 de euro per capita, adică per locuitor, pentru canalizare și 1500 de euro pe apă potabilă. Trebuie înțeles din capul locului că această investiție este destinată strict ariei de operare pe care Hidro Prahova o are în contractul de delegare. Nu este pentru tot județul Prahova. După cum bine știți și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, cel puțin clienții noștri, noi nu avem partea de nord a județului, deci arealul Cheia Măneciu. Nu operăm unitatea administrativ-teritorială Ploiești. Da. Astea ca zone majore. Nu operăm Păuleștiu. Și în rest cam operați tot. Cam tot. În principiu cam tot. Ce va aduce acest proiect după etapa de implementare? Va aduce în area de operare a lui Hidro Prahova o conformare de 98% pe apă și canal, așa cum directiva europeană de conformare pe ape și ape uzate o impune. Ce înseamnă acest? Este un procent sec? Oamenii cu acest procent de conformare, pe de altă parte sunt sigur că în spatele acestui procent se află foarte multe criterii care trebuie îndeplinite, criterii pe care dacă le veți îndeplini, toate astea conduc la confortul nostru al Prahovei. Sunt investiții directe în confortul de zi cu zi al cetățeanului prahovean. Vorbim despre apă și canalizare. Vorbim despre civilizație, vorbim despre protecția mediului. Din ce punct de vedere protecția mediului? Gândiți-vă că cele mai multe investiții sunt pe partea de apă și pe partea de canalizare. Asta înseamnă că nu vor mai fi deversări, nu vor mai fi infestări și poluări de pânză freatică prin infiltrații din dejecții sau levigat fecaloid.
Și acele orașe de pe Valea Prahovei unde vor deversa? Ok, canalizare, canalizare, dar nu pot deversa în continuare în râul celebru? Râul celebru am reușit să ne apropiem foarte, foarte, foarte aproape de rezolvarea acestei probleme, dar nu din acest contract de finanțare. Pe Valea Prahovei a existat un vestit contract care se numește Cele 4, un contractul de lucrări numărul 4, care este colectorul major care vine din zona Bușteni-Sinaia, coboară pe Valea Prahovei. El se închide într-o stație de epurare pe care o avem la Sinaia, foarte aproape de finalizare, împreună cu acest colector. Noi îl numim contractul celor 100 de luni. De ce? Pentru că atât a durat implementarea lui, 100 de luni. 8 ani și da. Da, atât a durat contractul. Respectivul contract acum 2 ani de zile îl aveam cam la 75% progres. Restul lucrurilor au fost făcute în ultimii 2 ani. De se poate. Adică un ritm susținut ține doar de management? Sau care sunt ingredientele care ar trebui schimbate în management? Nu țin doar de management. Managementul îl faci în momentul când ai o echipă. Succesul lui Hidro Prahova și rezultatele lui Hidro Prahova stau în echipă. În echipa din interiorul lui Hidro Prahova și în echipa administrației județene din Prahova. Apropo de echipa de la Consiliul Județean, vă propun să urmărim și reacția președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, aici pentru emisiunea Proces Verbal în exclusivitate. Vom reveni după aceea. Domnule președinte, începe cea mai importantă investiție din Prahova din ultimii 33 de ani și când spun acest lucru, mă refer doar la valoare. 900 de milioane de euro. Nu vorbeam. M-ați mai lăsat să vă corectez, că vreau să spun, e importantă prin valoare, aproape 1 miliard de euro, totuși e destul de mult, dar importanța, mai sunt și multe alte investiții importante. Nu. Am fost pe Valea Slănicului și am văzut cât de importantă e alimentarea cu gaze. Spuneți-mi, vă rog, care sunt așteptările dumneavoastră și de la constructor, în primul rând, din cauza de multe ori că sunt licitații și constructorii tot trenează finalizarea lucrărilor. Așteptări, știți că lucrările de apă și canal creează disconfort și așteptările mele de la constructorii ca disconfortul să fie cât mai mic, să termine cât mai repede, pentru că, într-adevăr, oamenii au nevoie de apă și canal cât mai repede. Și o ultimă întrebare, spuneți-mi, vă rog, centurile acelea care stresează România, nu numai prahovenii, vorbim aici despre Comarnic, Bușteni, Azuga, mai putem să credem vreodată că în următorii ani de zile vor fi finalizate? Să știți că nu săptămâna viitoare, cealaltă, o să dăm oriunde începe la execuția la Comarnic. S-a cam terminat tot, exproprieri, tot. Urmează execuția propriu-zisă. Așa că avem, o să ne întâlnim cam în 2 săptămâni. Vă mulțumesc mult de tot! A fost ok, da? Da, foarte egal. Am revenit, dragi prieteni, alături de directorul general Hidro Prahova, domnul Dorin Lețea. Spuneți-mi, vă rog, pentru oamenii trebuie să înțeleagă așa. În zonele unde apa nu este în permanență, va fi eliminată această sau nu are presiunea corespunzătoare, va fi eliminată această problemă? Vom realiza absolut toate investițiile necesare eliminării acestei probleme. Un singur lucru nu-l putem elimina, faptul că sub o formă sau alta resursele de apă sunt dinamice. După cum bine știți, dacă ne așteptăm la o secetă pedologică așa cum a fost anul trecut, oricât de mult ne-am străduit, tot vor exista mici întreruperi, nici de cum la același nivel. Câte puțuri vor fi? Știți, minte din emisiunea precedentă că vorbeați despre noi surse de apă care se vor adăuga celor existente, evident, și acest element și această direcție este țintită prin acest mare proiect, acest imens proiect. Va exista o aducțiune consistentă care să echilibreze balanța de consum și balanța apei disponibile în zona Urlaz-Mizil. Acolo sunt ceva probleme, da. Sunt probleme constante în zonă. Între timp, Hidro Prahova a realizat și achiziționarea unor puțuri de la un operator economic de renume în Prahova,
pentru asigurarea surselor de apă în zona Iordăcheanu, Păcureți și Vârbila e un sat Oate Iordăcheanu. Acolo exista un program de apă, am făcut investiții, am redus lipsa de apă, dar încă mai sunt lucruri de făcut. În schimb, Urlații Mizil, care este cea mai problematică zona a noastră, va fi acoperită 100%, așadar. Canalizare. Spuneți-mi, vă rog, se va întâmpla ca la gaze? Dumneavoastră veți aduce, dumneavoastră, constructorul, pe acest proiect, se va aduce canalizarea pe fiecare stradă, urmând ca fiecare cetățean care dorește să fie racordat. Asta cu doritul, eu nu cred că la canalizare va fi, oamenii vor spune, nu, domnule, eu vreau să am WC-ul în continuare în curte la 100 de metri de casă. Din acest punct de vedere, legislația este foarte clară. Atât timp cât la limita de proprietate pe drumul de acces există canalizare, opțiunea celui care are o proprietate acolo de a se lega sau nu se racorda la canalizare nu există. El trebuie să se racordeze la canalizare. Are opțiunea dacă se racordează la apă sau nu, că poate avea o sursă personală de apă. Dar la canalizare este obligat. Fiindcă facem foarte mult rău mediului, de fapt. Este o cerință care rezultă din politicile de mediu. Noi ducem canalizare în momentul de față pentru 98% din locuitorii echivalenți, se numesc în metodologia proiectelor europene, din area noastră de operare. Pentru mulți dintre dânsii realizăm inclusiv branșamentul și racordarea. Doar că locuitorii trebuie să înțeleagă că obligația noastră este să asigurăm accesul. Dacă avem diferențe de nivel față de nivelul drumului cu proprietatea, nu mai este sarcina noastră să asigurăm evacuarea. Noi îi asigurăm accesul. Dar există un număr de, sper să nu greșesc, cred că undeva în jur de 25.000 de branșamente pe care de racorduri de canalizare pe care noi le vom executa, le vom realiza în cadrul acestui proiect. Asta înseamnă înmulțit cu o medie cam de 2,2-2,4 locuitori pe unitate locativă, cam ăștia sunt locuitorii care vor beneficia de acces clar la canalizare. Nu realizăm branșarea sau racordarea pe proprietatea cetățeanului. Până la limita proprietății. Până la limita de proprietate în domeniul public. Spuneți-mi, vă rog, care este termenul de finalizare? Lumea se întreabă, domnule, această sumă de 900 de milioane de euro este impresionantă. Va putea ea să fie absorbită, să fie folosită de Hidro în termenul stabilit, fiindcă este, înseamnă că Prahova, în acele localități, va deveni, și sunt destule, va deveni un mare șantier. Că nu poți să faci omletă, vorba aia, fără să spargi ouă. Da. Așa este. Care este termenul final? 2027 este termenul de finalizare al proiectului. Da. Cu și termen care de garanție de 2 ani. Asta înseamnă că în 2025 noi cam trebuie să finalizăm lucrările. Cel mai târziu. A, 2025, plus cei 2 ani de garanție. Deci pentru cei care ne privesc, 2025 este anul și este unul plauzibil? Eu zic că este realizabil, da. Astăzi am lansat, am emis ordinul administrativ de începerea lucrărilor pe zona Sinaia, Breaza, Comarnic, ca să vă dau așa câteva cifre pe repede înainte. Sinaia are investiții de 25 de milioane de euro, Breaza de aproximativ 6 milioane de euro, nu, 9 milioane de euro Breaza și 5 milioane Comarnic, cu 5 milioane și ceva de euro Comarnic. Deci aproape 40 de milioane, dacă socotesc eu bine, doar în aceste trei localități. Da, și mai este Bușteniu din același loc, care are 13-14 milioane de euro.
Toate aceste OAT-uri sunt destul de precis când vă spun că vor fi închise în 12, maxim 14 luni lucrările cu PIF, cu punere în funcție. Cu punere în funcțiune? Da. Stați că mă iau calendarul. Deci suntem în octombrie. Da. În septembrie, scuzați-mă. Da, în septembrie. În septembrie și noastră spuneți că anul viitor, în decembrie, să spunem, avem PIF. Adică, mă rog, noi avem apă și oamenii au apă și canalizare. PIF-ul la dumneavoastră, da, la noi apa și canalizare. Da. Sunt funcționale. Da. Încercați chiar să... Spuneți-mi, vă rog, astea cu 12 sau 14 luni, finanțarea este asigurată. Constructorii au acces la bani. Fiindcă s-au întâmplat destule dăți ca oamenii să zică, constructorii să spună, doamne, noi am terminat, până nu vin banii, că am făcut efectual lucrări, până nu vin banii pe acele lucrări, noi nu mai avem potențial financiar, nici credite și așa mai departe. Finanțarea este una, domne, ai făcut, primești banii într-un termen rezonabil ca să poți continua, că altfel se vor împotmoli și ne vom întreba de ce nu se țin de termene. Așa cum au fost elaborate documentațiile de atribuire publicate și de la ultima noastră întâlnire, da, am reușit să avem ofertanți pentru absolut toate loturile, mai puțin unul pe care l-am relicitat și avem 4 ofertanți acum. Deci avem mediul concurențial îndeplinit. Suntem aproape să atribuim un număr destul de semnificativ dintre ele într-o perioadă destul de scurtă, adică discutăm de 2-3 luni. Vă dați seama că finanțarea există. Există un contract de finanțare, nu avem surprize neplăcute, lucrările se decontează, constructorii primesc avans conform documentației de atribuire, evident în condițiile legislative necesare. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar după ce depun un deviz, să presupunem că depun în martie, dom'le, am făcut lucrarea, uitați, este recepționată de către specialiști, au existat lucrări în România când au primit bani în iunie și în perioada martie-iunie constructorul stă. În metodologia actuală a contractului de finanțare, constructorul este obligat să depună situații de lucrări intermediare în fiecare lună, da, de contare făcându-se într-un termen rezonabil de 30 până în 45 de zile. Deci au acces la finanțare, sunt ok, au cu ce să se miște, că de fapt despre asta este vorba. Spuneți-mi, vă rog, apropo de această sumă și de secvențe sau cum secvențial, cum spuneați dumneavoastră, în câte loturi a fost împărțit acest proiect imens? 22 de loturi de lucrări și un lot de furnizare, achiziție de utilaje și 2 loturi tehnice care țin de furnizare de echipament tehnologic, monitorizare, SCADA. Mă rog, 22 așadar de constructori. CL-uri, da. De fapt, licitații, constructorii licitează, 22 de constructori, da, de mari șantiere. În Comarnic, în Sinaia, în Bușteni, în Breaza, în Urlați, în Mizil, chiar vor fi mari șantiere? Din ceea ce noastră știți. Adică dintre aceste OAT-uri, în următoarele 12 luni vom avea șantiere deschise. În toate odată. Relația cu... Știu că nu puteți, adică nu aveți direct, nu puteți răspunde sau trage la răspundere direct. Constructorii, există de fapt în licitație prevăzute, domnule, să semnalizezi cum trebuie. Da, bineînțeles. Cum trebuie european, nu cum trebuie să pui o săgeată de aia pe timpul nopții. Fără bandă de aia, ci cu... Da, să fie asigurate lucrările. Gândiți-vă că cel puțin pe zona de Valea Prahovei avem lucrări care se efectuează în trama stradală a drumului național 1. Deci acolo regimul de lucru este unul extrem de sever și de riguros. Deci va exista plan rutier de semnalizare, plan de lucrări, nu vor exista surprize neplăcute în limita previzibilului. Imprevizibilul nu-l putem acoperi, evident. Se pot întâmpla și nefericiri care să nu țină de vina noastră. Vedem în aceste zile la Ploiești că s-au pornit multe șantiere și traficul e dat peste cap. Total. Deci lumea înjură, stă, boscorodește, ce fac? Mă rog, lumea nemulțumită. Spuneți-mi, mă rog, spre exemplu, dacă există o rețea de 3 km, da?
Constructorul începe la tot sau este pe secvențial? Domnule, mai întâi să terminăm 500 de metri ca să nu, omorâm, cum se spune, traficul. Este puțin complicat să vă spun acum cum va fi abordată, pentru că fiecare constructor are propriul lui grafic de execuție și tehnologie pentru cum abordează acest subiect. Dar oricare dintre aceste lucrări vor fi supuse cenzurii, aprobării sau neaprobării, în funcție de ce... De ce propune constructorul poliției rutiere? Deci dumnealor ne vor spune cum să facem cel mai simplu să asigurăm un trafic fluent. Dar ideea este că se va lucra. Noi am mai făcut lucrări. Gândiți-vă că v-am povestit puțin mai devreme de acest colector pe care am reușit în 2 ani de zile să-l facem în proporție de 25% și practic să-l finalizăm. Noi am lucrat tot în trama stradală la drumului național 1, unde au fost întreruperi de trafic, s-a circulat la semafor, dar s-a circulat fluid, se lucrează noaptea. Aveți, asta era următoarea întrebare. Aveți și asta cu noaptea? Că în România pare că a dispărut lucratul noaptea, adică unde se poate, evident. Constructorul poate să lucreze în câte schimburi și la ce ore consideră dumnealui că este necesar ca să-și respecte graficul de execuție sau să reducă termenul de execuție. Cât de mult puneți accentul pe respectarea graficului de execuție? Sau veți pune accent, mai bine zis? Adică dacă rămâne în urmă așa și vă spune, domnul director, lăsați că recuperăm peste o luna viitoare. Domnul Enache, major. Deci vom pune un accent major. În documentația de atribuire există clauze compromisorii și clauze penale, se numesc ele în... Dar nu sunt penale, da? Pentru fiecare zi de întârziere, pentru asociată ori șantierului, ori livrabilului pe care trebuie să-l primim și nu-l primim. Ca să vă dau un exemplu, nedepunerea unui document asociat graficului de execuție în termenul... Da. Adică la sfârșitul, la începutul lunii pentru luna trecută, înțelegem bine? Da. Pentru timp de 30 de zile, maxim, ce putem altfel duce în reziliere, penalitatea este de 10.000 de lei pe zi de întârziere. Așa da. Adică respectiva firmă pierde în fiecare zi, doar că nu depune, 2.000 de euro. Da. 10.000 de lei. Da. Pentru 30 de zile. Timp de 30 de zile. După care spuneți reziliere. Se duce în clauză. Domnul director, vă întreb sincer și vă întreb pentru prahoveni. Nu, există riscul? Am văzut destule situații, sunt și acum, în care constructorul a intrat în faliment, a fost reziliat, e o nouă licitație. Oamenii zic, domne, ne livrați cămin cultural, drum și așa mai departe. Nu ne interesează cu litigii, cu dalea, cu stați să vedeți că legislația, ceea ce e foarte important, e esențial. Dar există, ați luat în calcul și rezilierea? E greoaie la o? Adică eu acum pun rău înainte, vă dați seama că azi, ieri, a fost început, a dat ordinul ăla de începerea lucrărilor. Sau cum? Primiți optimist așa? Fiindcă sunteți român, trăiți în România. Azi că nu se respectă contractele. Vreau să vă spun că eu în 2010, când am luat decizia să intru în administrație, am venit din privat. În privat, în momentul când ajung să semnez un contract cu un partener, ținta predilectă este să finalizez contractul, nu să intri cu el în default. Corect. Nu plec de la premisa de a rezilia un contract, dar nici nu tolerez, eu personal, o abordare nefirească în interesul execuției contractului. Adică gradul de tolerabilitate este unul decent, dar foarte redus. Cei care constată că pe șantiere, acum suntem la început și vă întreb și eu de toate, cei care constată că virgulă constructorul nu știe ce face, că nu a semnalizat, Hidro e răspunzătoare, la pe dumneavoastră trebuie să vă apeleze? Omul simplu, nu altcineva. În mod clar, da. Pe noi, unitatea de implementare proiect și evident, constructorul în mod direct. Ultima întrebare, domnule Reuță, spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, stați de vorbă cu angajații Hidro, cu șefii de sectoare, sau cum se numesc, interacționați cu oamenii, care sunt problemele pe care le invocă prahovenii în raport cu Hidro, evident? Primele trei, dacă doresc, mi-am făcut aici trei liniuți.
Nu spuneți că nu aveți probleme? Că nu are hidroprobleme? Este un lucru, îmi cere să fac un lucru... Păi, pe urmă să vedem și cum ne rezolvați, în sensul acesta. Eu aș vrea să-i întrebați în mod direct dacă s-au rezolvat lucrurile sau nu s-au rezolvat. Am extins area de operare al lui Hidro, deschizându-ne către preluări de OAT-uri care așteptau de ceva vreme să fie preluate și ele nu intraseră în area de operare. Am reușit să eliminăm cel puțin în ultimul an, mai existând în continuare niște probleme, să eliminăm timpii de program acolo unde am putut. La avarii se intervine? La avarii se intervine. Sunteți mulțumit de timpul în care se nu intervine? Nu sunt mulțumit de timpul în care se intervine. Păi vedeți, am găsit una, vedeți? Nu sunt mulțumit. Adică se intervine, noastră la în cât timp? Care credeți că este timpul optim? Eu sunt. Alo, Hidro, da, sunt clientul dumneavoastră. În cât timp, domnule, uitați-vă o avarie. Este foarte important ca înainte să stabilești timpul de intervenție pentru avarie, să reușești să clasifici importanța respectivei avarii. Păi eu vă sunt, domnule, nu pot să clasific eu că sunt Enache, client Hidro. Domnule Enache, toate lucrurile astea am lucrat pentru a ne fi mai bine tuturor. Gândiți-vă că din punct de vedere al capacității de a realiza o statistică pe aceste subiecte despre care mă întrebați dumneavoastră, la venirea mea în Hidro, nu exista. Nu ați găsit o situație? Nu exista o situație care să poată fi considerată relevantă și certificată. Existau niște înregistrări, pentru că există o cerință legală să ai astfel de înregistrări. Din experiență și din discuțiile cu colegii din Hidro, nu erau conforme cu realitatea. Între timp am reușit să aducem și noi, din punct de vedere al digitalizării Hidro Prahova, la un nivel, zic eu, optim. Mai avem puțin, terminăm implementarea unui ERP în cadrul Hidro la nivelul zilelor noastre. Este vorba de o aplicație care gestionează resursele financiar contabile, da. Exploatarea, tot o unealtă pe care te poți baza să poți să faci o analiză și o statistică și să faci, mai ales să poți să iei niște decizii predictibile, să ai niște informații pe baza cărora să poți să iei niște decizii reale în interesul lui Hidro, nu haotic și nu întotdeauna în principiu oportunității. Calitatea apei va fi mai bună după aceste investiții de aproape 1 miliard de euro. Bine, se schimbă țevi, se schimbă conducte. Se schimbă surse de apă, se schimbă stații de tratare. Da, cu siguranță vor fi mai bune. Și față de ultima noastră întâlnire, știți că la sfârșitul anului trecut a fost acea situație nefericită pe raza OAT Mănești. Și a apărut acum și o mică incidență pe zona Cocorăști. Da. Realizăm din surse proprii în momentul de față, suntem cu contractele semnate și în derulare împreună cu primăriile și în parteneria cu Consiliul Județean, investiții în stații de tratare pentru a nu mai avea probleme cu arsenul vreodată acolo. Vă mulțumesc, deci și calitatea apei. Vă mulțumesc, domnule director Dorin Lețea. Sunt informații importante, fiindcă, iată, ieri s-a dat ordinul de începere a acestui proiect de apă și canalizare și nu numai, și cu puțuri noi, de valoare de 900 de milioane de euro, cel mai mare proiect, dragi prieteni, care se desfășoară în Prahova după 1990. Pornind de la premisa, mai vorbeam cu dumneavoastră, există un singur cuvânt, un singur verb după care eu cred că trebuie să ne ghidăm, și anume a livra fapte, nu a livra vorbe. Că la vorbe ne-am săturat cu toții ce vom face, ce pot face și ce pot rege cei care ocupă funcții. Pe de altă parte, când se întâmplă lucruri, evident că trebuie să le spunem. Dacă nici atunci când se întâmplă nu le spunem, înseamnă că undeva suntem defecți. Vă mulțumesc, domnule director Dorin Lețea, vă doresc mult succes, fiindcă aveți nevoie. Mulțumim, mulțumim. Îmi sunteți dator cu pariu, că ați zis că nu începem șantierele noastre. Așa am zis? Da. Am înțeles, trebuie să achit pariul. Mă bucură, pe de altă parte, să pierd astfel de pariuri, vă spun sincer. Adică am mai pus eu un pariu cu centura Comarnicului, pe care sper să-l pierd. Va fi finalizată undeva în vara anului viitor. Sper să-l pierd.
Și astăzi, când am circulat, o nebunie, o nebunie. Și nu numai acolo e un interes național, e de interes național, nu numai prahovean. Dar faptul că, iată, rețeaua de apă și rețeaua de canalizare, în aceste două rețele vor fi investite 900 de milioane de euro, este wow. Este wow. Vom, evident că vom rămâne aproape, vom filma pe teren, vom vedea ce se întâmplă, sperăm constructorii să dea dovadă și de respect și de eficiență, să-și ia și banii la timp, astfel încât lucrurile, astfel încât administrați... Este un aspect foarte important pe care vreau să vi-l spun și n-am apucat înainte să ne luăm la revedere. Acești 900 de milioane de euro, ei sunt de două ori benefici pentru Prahova și pentru noi ca țară. Pentru că sunt, odată, investiții în interesul cetățeanului, în mod direct, iar ei sunt bani, infuzie de capital directă în economia reală a României. Așa este. 99% din ofertanții pe care îi avem în momentul de față sunt societăți exclusiv capital românesc? Capital românesc. Este o știre, adică e un aspect important și e bine că e așa. Pentru noi, pentru mine personal este... Da, e îmbucurător. Că... Da, este îmbucurător. Condițiile nu au fost ușoare de participare, au reușit să le îndeplinească, evident, sunt tot felul de asocieri, s-au asociat, dar asta înseamnă că sunt asociați în scop lucrativ. Există mecanisme de garantare între ei, adică nu vine ursul și pleacă lupul. E și termenul acesta foarte scurt, ce pe Valea Prahovei cel puțin, unde spuneați sfârșitul anului viitor. Pe de altă parte, sunt și sume foarte mari, sunt lucrări foarte mari, implicit sume foarte mari. Adică trebuie să ai forță, trebuie să ai forță și umană și utilaje. Nu sunt lucrări ușoare, chiar deloc. Nu sunt ușoare, dar eu personal nu am intrat în administrație să găsesc ușor. Am întrebat să căutați greu și l-ați găsit. La 900 milioane vă spun sincer că l-ați găsit. Eu zic să stați cu bateriile încărcate, că vești bune veți mai primi din partea administrației. Deci decembrie anul viitor, da? Da. Pentru... Mai punem un pariu. Prorogăm pariu același sau facem altul? Facem altul. Decembrie anul viitor, Valea Prahovei, sistemul va fi în funcțiune. PIF-ul ăla, cum a zis noastră. Punerea în funcțiune. Recepție. PIF-ul. Era și o revistă când eram mic. Vă mulțumesc, domnule director, pentru participare. Vă doresc mult succes. Vă doresc mult succes ca să avem și noi, să ne crească și nouă calitatea vieții. Că, de fapt, rețeaua de apă, o calitate mai bună a apei. Pe de altă parte, pierderi mai puține. Canalizare, semn de confort, de civilizație, de fapt ne crește nouă calitatea vieții. Și pe mine asta mă interesează, de asta vă doresc la modul foarte serios și sincer succes. Să implementați această sumă, proiectele de această sumă, din care cotă parte va rămâne în județul Prahova, va rămâne în România, este wow. Plus că sunt bani europeni. Vă mulțumesc, domnule director, vă doresc succes. Aici punem punct acestei ediții speciale a emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!